Manifestările dedicate Zilei Naționale a României vor debuta luni la ora 10 cu un ceremonial religios și militar pe platoul din fața prefecturii. De la ora 10 și 30 de minute, în sala porolisuma a Consiliului Județean Sălaj va avea loc lansarea unui supliment al revistei Caiete Silvane, Eroi Sălăjeni și Faptele Lor. La ora 17, Casa de Cultura a Sindicatelor va găzdui spectacolul festiv dedicat Zilei Naționale, în organizarea Primăriei Zalău și a Casei Municipale de Cultură, care va fi urmat la ora 18 și 45 de minute de retragerea cu torțe.